În 64 de localități din județul Vâlcea, elevii au posibilitatea să fie prezenți fizic la școală, întrucât rata de infectare cu noul coronavirus este foarte mică. Pericolul nu a trecut însă, căci 26 de clase din întreg județul și-au suspendat activitatea, după ce 58 de elevi și profesori din Vâlcea au fost depistați pozitiv cu SARS-CoV-2 începând cu 8 februarie. Cred că mărțișoarele virtuale sunt mai indicate. Și le recomand. Și cred că venirea elevilor în școală e așa un mărțișor simbolic pentru toate cadrele didactice care îi așteaptă la școală în momentul ăsta. Aceste recomandări nu au ajuns însă și la cadrele didactice sau părinți. Mulți părinți din Vâlcea nu știu dacă cei mici au voie sau nu să ofere mărțișoare la școală. Există însă și situații când conducerile școlilor i-au lăsat pe aceștia să decidă dacă tradiția mărțișorului trebuie să continue și în pandemie. La școală nu cred că o să le dea voie, din câte am înțeles, nu. Nu o să le dea voie, da. Da. E mai bine așa sau e mai sigur? Din punctul meu de vedere, da. Atât timp când nu au voie să-și împrumute nici măcar obiecte personale, nu văd mărțișorul cum ar putea să-l dea. Dăruim, de asta am venit să cumpărăm pentru colegele băiețelului. La școală? La grădiniță, la grădiniță, în grupa mare, da. Au voie să împartă mărțișoare? M-au spus că da, le dă voie, dar este la alegerea părinților dacă le permit copiilor să le și primească sau nu. Nu o să dăm mărțișoare unii la alții, facem o altă chestie și ne trebuie câte două șnururi de mărțișoare, așa să aducă fiecare. La rândul lor, comercianții se plâng că vânzările merg extrem de prost anul acesta. Lumea e reticentă, nu mai cumpără, foarte puțin cumpără. Care zic că păstrează tradiția, își cumpără, care nu, nu. Comercianții din Râmnicu Vâlcea speră ca măcar de 8 martie să vândă mai multe mărțișoare, astfel încât să plătească măcar chiria pentru standurile pe care le-au primit de la primărie în oraș.